Nu degeaba busuiocului îi se mai spune regele ierburilor aromatice. Poate fi condiment pentru diverse preparate culinare, plantă medicinală sau odorizant natural de cameră. Românii încep să-i descopere beneficiile și de aceea cercetătorii buzoieni acordă o atenție deosebită. În loturile experimentale au fost create până în acest an peste 10 linii de busuioc, fiecare cu proprietățile sale, recomandate fie la prepararea unor sucuri, fie ca plante de decorative. Cea mai valoroasă creație este soiul macedon, care miroase a lămâie. Diferă puțin față de busuiocul, vezi puțin roșiatică, închisă la culoare, ușor mov-uliu, are o tentă ușoară de mov floarea, ceva mai poroasă, dar cu aromă puternică de lămâie. O plantă cu multiple întrebuințări, de ce? O plantă aromatică, o plantă medicinală, o plantă ornamentală, dar caracterul forte al acestui soi este aroma deosebită, aromă puternică de lămâie și conținut ridicat în substanțe valoroase pentru sănătate, vorbim de eugenol și alte substanțe apreciate de lumea aceasta medicală. Trebuie să avem grijă să fie la distanță de alte suri, pentru că vorbim de o plantă entomofilă, apreciată foarte mult de albine și dacă nu respectăm distanțe de izolare, automat impurificăm cultura. De aceea avem această cultură aici în câmp, la distanțe foarte mari față de alte suri de busuioc, ca să păstrăm puritatea soiului. Un soi nou, sperăm să, acum avem lot semincer, sperăm ca cultivatorii în scurt timp să beneficieze de sămânță. De altfel am avut și răsaduri pe care le-am valorificat în primăvara aceasta, dar începând cu anul acesta o să avem și semințe de din acest soi macedon la vânzare. De la acest busuioc se pot folosi atât frunzele, cât și florile, inflorescențele, atunci când sunt proaspete. Frunzele, de asemenea, se pot folosi ca și infuzie în prepararea ceaiurilor sau ca înlocuitor al lămâiei în limonade, sucuri naturale sau la condimentarea preparatelor culinare, diverselor preparate culinare. Atât și la sortarea platourilor de astfel de preparate și de asemenea se poate folosi și ca aromatizarea încăperilor, în purificarea aerului din încăperi. Este foarte interesant acest aspect. O altă noutate gata să ajungă în grădinile legumicultorilor din toată țara este chimenul, un soi care în țara noastră creștea numai în flora spontană. Fructele au un miros și gust puternice, asemănătoare cu ale anasonului, care provin de la uleiurile aromatice conținute. Fructele de chimen, între sau măcinate, sunt folosite ca mirodenie în diverse feluri de pâine, în special în pâinea de secară. Și în industria medicală, pentru că e cunoscut și ca plantă medicinală valoroasă, dar e mult superior față de ceea ce aducem noi din import, pentru că acesta se distinge prin aromă. Deci are o aromă puternică comparativ cu cel care îl vedem sau cel care îl cunoaștem de pe covriș sau știu alte preparate culinare. O aromă specifică, puternică și rezistent la condițiile climatice, în special la boli. Pentru că el și are originea din flora. Cea mai mare realizare a cercetătorilor este aclimatizarea unei plante exotice, Lophantus, pe care românii au botezat-o aromat de Buzău.